Mai sunt câteva ore până când să plecăm din Casablanca. În așteptarea plecării, organizăm un concurs de întrebări cu speranța că cel care va răspunde corect la întrebări va primi premiu acea farfurioară cu fructele din Maroc. Concurenta noastră pe care am ales-o este Delia Meda Pârvulescu. Aplauze! Să-ți spui când ești gata ca să răspunzi la întrebări. Sunt gata! Bine! Hai să vedem. Cine a descoperit America? Cristofor Columb. De unde vine numele de America? Americo Vespucci. Cum s-a numit corabia amiral a lui Cristofor Columb? Santa Maria. Cine a descoperit Australia și Noua Zeelandă? James Cook. Cine a descoperit paratrăsnetul? Benjamin Franklin. Da telefonul. Ben. Tabecul electric. Edison. Încep să mă enervezi. Dar pixul? Biro. Biro, pe toate le știi. Atunci spune cine a descoperit hârtia și sugativa? Chinezii. Dar praful de pușcă? Chinezii. Atunci spune tu mie, telefonul? Ben. Locomotiva cu abur? James Watt. Cine a construit primul avion românesc care a zburat în România? Aurel Vlaicu, foarte bine. Dar spune motorul cu reacție, cine l-a inventat? Henri Coandă, foarte bine. Păi hai să vedem atunci, să trecem puțin la cosmografie. Ia să vedem noi, să vedem cum se numește galaxia noastră. Calea Lactee. Calea Lactee. Cum se mai numește Pământul? Terra. Luna cum se mai numește? Selena. Da, planeta Marte? Planeta Roșie. Da, Venus? Luceafărul. Da, pe toate le știi. Da, Soarele? Helios. Dar știi cumva teoria heliocentrică ce spune? Adică ce înseamnă? Da. Înseamnă că Soarele se află în centru și că planetele se învârt în jurul lui. Foarte bine. Cine a emis prima dată teoria heliocentrică? Cum îl cheamă? Da. Polonezul Copernic, și pe ăsta îl știi. Dar spune-mi, cine a fost unul dintre cei care au susținut teoria asta? Adică... Teoria heliocentrică. Adică cine a mai fost de acord? Da. Galileo Galilei. Ce a spus Galileo Galilei? Și totul se învârte, e pur simone. Ce a descoperit Galileo Galilei? Luneta. Ei, firea să fie astea și mine. Care e cea mai mare viteză cunoscută? E viteza luminii. Știi cumva care e viteza luminii? 300... De kilometri pe secundă. Foarte bine. Dar cred că ai uitat care este formula apei. H2O. Ce mă enervezi. Ce înseamnă H2O? Hidrogen, 2 oxigen. Dar sarea de bucătărie, cum se mai numește? Clorură de sodiu. Ce sunt mamiferele? Animale care nasc pui vii. Of. Aparatul digestiv. Cavitatea bucală, faringe, esofag, stomac, duoden, intestinul subțire, intestinul gros, rect și anus. Spune cum se numesc formațiunile de pe limbă. Papile gustative. Ce facem cu papilele gustative? Simțim gustul acru, amar, sărat, dulce. Foarte bine. Spune cine produce urina? Rinichi. Pe unde eliminăm urina? Uretră. Cum se numește bucătăria organismului? Ficatul. Care este? Ficatul. Foarte bine. Cum se numește acest oșcior? De aici până aici. Humerus. Da, astea două. Da. Una se numește Radius. Radius. Și
cu? Cu Bitus. E, te trebuie ceva ce sigur nu o să știi. Spune-mi, care sunt cele două orașe care au fost prima dată bombardate cu bombe atomice? Erau la Ghe. Nu. Da. Ăla nu e oraș. Ba da. Dar ce oraș? Deci nu știi care sunt orașele? Care? Ai auzit de Hiroshima? Păi asta nu. Nu. Am întrebat care sunt orașele. Da, Hiroshima. Păi spune, n-ai spus nimic. Ai spus Enola Gay. Nu. Vrei să nu te contrazic cu mine? Cum se numesc cele două orașe care au fost prima dată bombardate cu bomba atomică? Hiroshima și Nagasaki. Și Nagasaki. Cum se numește bombardierul? Enola Gay. Pe Enola Gay, bombardierul. Și bomba, prima bombă atomică, cum s-a numit? Grăsunul. Păi Grăsunul, tăticule. Dar știi care a fost primul președinte al Statelor Unite? George Washington. George Washington. Paratrăzne, tu cine l-ai inventat? Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, ce să te mai întreb eu pe tine? Te-am întrebat ce sunt mamiferele? Da. Te-am întrebat. Atunci spune, care sunt grupele de sânge ale omului? 01, A2, B3, AB4. Foarte bine. Atunci mai spune, cum se numesc degetele? Auricular, inelar, mediu, arătător sau index și folice. Le știi pe toate. Dar spune-mi, care este cel mai înalt vârf de munte din lume? Din lume, Everest. Iar din Europa? Mont Blanc. Mont Blanc. Cum se numește capitala României? București. Care e cea mai importantă scurge? De care este cea mai importantă apă care curge în România? Care curge? Care curge. Nu mare. Oh, care curge. Dunărea. Dunărea, foarte bine. Și cum se numește Marea României? Marea Neagră. Mă enervez cumplit pentru că sunt obligat să-ți dau ție fructiera asta pentru că ai răspuns la toate întrebările și eu rămân fără. Dai și mie puțin ananas. Mulțumesc. Mulțumesc și ție și operatorului. Bine, mama.